Salutare băieți și bine v-am găsit la un nou tutorial pe acest canal. Astăzi o să vă arăt cum vă puteți seta telefonul ca atunci când îl v-ați încărcat să zică it's plugged sau it's unplugged, să decuplat. Bun, haideți să-i dăm drumul la tutorial. Primul lucru pe care îl vom face este să căutăm aplicația Shortcuts pentru cei care au un telefon engleză și pentru cei care au telefon română, aplicația scurtători. Dar înainte de aceea pe tutorial o să vreau să subliniez acest lucru. Acest tutorial este numai și numai pentru cei care au device-uri Apple. Imediat o dau share screen. Așa a început. Dăm frumos în aplicația Shortcuts. Și după cum o să apară și undeva pe aici sau pe aici, o să dăm jos de tot unde scrie My Shortcuts Automation în gallery. Bun, noi trebuie să mergem pe Automation. Nu o să vă apară absolut nimic ca și cum apare mie, eu le-am customizat, le-am personalizat, adică mergem în sus de tot pe plus, sus de tot în dreapta și dăm pe Create Personal Automation. Mergem jos de tot, jos de tot, aici o să ne apară o listă cu acțiuni și mergem la unde la secțiunea unde scrie Low Power Mode, Battery Level și Charger. Acest lucru se aplică pentru toate trei de aici. Nu le-am încercat și pe celelalte de mai sus, dar bănuiesc că e de la fel. Pe mine mă interesează de Charger în mod special acum. Și la voi o să vă apară, cred că am un două sau una dintre ele, depinde. O bifați și o debifați pe care vreți. Eu acum o să o debifez pe Easy Connected și o bifez pe Easy Connected. Dăm frumos sus în dreapta Next. Și aici o să scriem o acțiune, scriem text. Și o să ne apară o listă cu mai multe modele text, ca să zic așa. Mergem la Speak Text. Speak Text. Dăm click pe el și aici o să dăm Show More. Iar aici e aici. Prima oară scriem ce vreți să zică când îl puneți la încărcat. Să zicem că vrem să scriem cuplat. După aia o să dăm la voice pe care o vrem, dacă vrem să fie și language din English, United Kingdom. În ce limba doriți voi? United Kingdom, United States. Pe mine nu mă deranjează să vorbesc pe United Kingdom. Și aici ce voce să fie? Daniel Arthur Smart. Dacă dați pe United Kingdom States, o să vă apară alte nume, adică și alte voci. Eu de obicei las pe Daniel ăsta. Dacă doriți să auziți și cum se aude această voce, o să dăm frumos play în dreapta jos de tot. Da, să-ți mai zic, să mai... Couplet, ca și zice. Couplet. Hai să dăm în engleză ca să nu mai... putem să și română, corect. Suntem aici. Română. Și acum zice așa. Couplet. Dar este couplet. Puțin mai ciudat. Eu zic să scriem... Plug. Și zicem în United Kingdom. Și se aude cam așa. Plug. Mai frumos așa. Dăm pe Next. Și aici când mereu când o să-l puneți la încărcat sau o să-l scoateți la încărcat, când vreți să scoate acel sunet, dacă nu se aude, o să vă ceară permisiunea de a se auzi, așa că o să debifați cu asta de jos de tot. Ask before running. Dați disable și o să dați don't ask. Iar acum o să zic că automat nu o să vă mai întrebe dacă ești de acord sau nu o să zică. Dăm frumos pe Dan, sus în dreapta și în momentul acesta s-a efectuat primul pas. Uitați, când până aici l-am încărcat, cred că o să fac acum să se audă, să țeja. Cred că s-a auzit ceva pe filmare, nu sunt sigur. Și după aia, dacă doriți să scoată sunea și când îl deconectați, mai dați încă o dată pe plus, sus în dreapta, pe Create Personal Automation, dați frumos la Battery Level și aici o să... Nu știu, când... Ajunge asta să vă anunțe, când... crește peste 50, când...
scade. Dar eu zic să nu dăm la battery level, o să dăm la tot la charger, dar la is disconnected. Dăm pe next, scriem la fel text, dăm pe speak text și aici scriem is unplugged. Mi-a luat din is unplugged. Dăm pe show more și la fel, schimbați vocea, schimbați limba pe care o doriți. Eu deocamdată atât, așa să auzim. Is unplugged. Dăm pe next, dăm din nou pe ask before running să nu vă mai ceră permisiunea când să zică și dăm pe done. Haideți să vedem dacă se aude. Și cum ne scoatem? Is unplugged. Bine, puteți să faceți să dea și mai, să nu se audă așa lent, să dea să se audă mai repede. De exemplu, imediat ce scoateți de la încărcat, să zică instantaneu. Acum, fiecare după preferințele lui, ca să zic așa. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați acolo un mare like la toate canalele și videoclipurile pe care le găsiți în descriere. Și un follow pe pagina Joșca Bani, nu uitați pe de Crăciun, o să facem un giveaway cu noul tricou de Crăciun, dacă se vor strânge oameni care vor participa la giveaway. Haideți să dați aici un mare like și un mare subscribe la canal ca să ajung și mai repede la 120 de abonați. Și până la data viitoare, v-am salutat! Pa, pa!